Yo! Iată ce view avem. De Casa Poporului și Catedrala. Yo guys, salutare și mi-ați venit la un nou video pe canal Livy Boca Lifestyle. Ne aflăm în București. Am plecat de la 5 dimineața din Suceava cu avionul și acum este ora 7, iar eu fac câteva ture cu trotineta prin parcul Herăstrău, pentru că astăzi o să mergem la Supercupa TikTokerilor, unde ne adunăm cei mai buni TikToker din România. O să fie o cupă super interesantă, vom fi 4 echipe. Am dormit uneori la 3 ore, pentru că noi am ajuns la 5 dimineața în București și la 5 dimineața până la ora 12, până am făcut check-in-ul la cazare, ne-am plimbat cu trotineta. Vă dați seama? Undeva la 6-7 ore de trotinetă astăzi, am vizitat tot București. Acum mergem să mâncăm ceva și plecăm la fotbal. Super cupă TikTok! Cam aici ajutăm noi. Da, noi o să ne bazăm pe capitanul echipei, Rada, așa că îi spargem, nu? Ia să comentăm. Ia să vedem cum dă Jorginho pe alte. Wow! Acum apăr eu pe toate. Ok, a început a doua semifinală. Hai, hai, hai! Hai, 5-3. Ok, urmează marea finală. Domnul arbitru nu știu dacă are camera VAR, dar vedem noi să intrăm noi cu cuile. Te dăm una la picioare, Luceanu? Nu, no, nu, no, nu. No. Hai că trebuie să-l batem, Luceanu. Bine, 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 bine. Domn primar cu penultura, da. Mai, 3, 2, 1. Acasă! A fost foarte frumos, am mâncat, am băut și în timpul meciului și înainte de meci și după, am băut și șampanie, ne-am bătat, mergem acasă cu cupa, nu știu cine pune. Vreau să menționez că este MVP-ul în seria. Au fost niște partide foarte grele, dar am fost serioși până la capăt. Până la urmă, mingea a fost rotundă, însă a fost scurtată. Cupa a fost câștigată! Deși Fariu nu a fost cu noi, am câștigat împotriva lor. Bravo, bravo, bravo! Cam așa arată și medalia primului loc, Supercupa TikTok.
Așa că dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un pumn buton de like, să vă abonați canalul Liviu Boca Live, să dați un follow pe TikTok, pe Instagram, v-am pa. Bros, I walked in the corner with the body spray.